Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din comuna ieșeană Răducheni. Ierarhul a săvârșit liturghia Sfântului Vasile cel Mare în biserica parohiei Sfântul Ierarh Nicolae, Bohotin, și le-a vorbit celor prezenți despre pocăință și despre nădejdea în mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este atent nu numai la cele ce lucrăm, ci chiar și la gândul inimii noastre. Încât Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să fim foarte atenți, să împlinim și să dorim să trăim ziua așa cum suntem în rugăciune. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. În primul rând, ca să putem asta, trebuie să ne dorim când ne sculăm dimineață. Mai mult decât să fiu sănătos, mai mult decât să-mi fie animalele întregi, mai mult decât să-mi doresc să învețe copiii bine carte, să-mi doresc să păzesc ziua fără de păcat. Și atunci multe în viață se vor schimba. Iar dacă din delăsare sau din neatenție am și păcătuit, să înțeleg unde pot obține iertarea păcatelor și cu această credință să vin la biserică. Să înțeleg că nu-i de ajuns să-mi pară rău. Pocăința nu înseamnă doar o părere de rău. Și lui Iuda i-a părut rău pentru ceea ce a făcut. Spune că s-a căit și s-a dus să dea banii înapoi. Pocăința înseamnă nădejde. Pocăința înseamnă încredere în puterea lui Dumnezeu de a ne ierta păcatele și de a ne schimba noi înșine. Hristos Domnul se ruga ca toți să fim una. Iată, toți suntem una și lucrul acesta se vede începând de la episcop, preot și credincioși. Toți suntem una, toți suntem o biserică. Să ne rugăm așadar unii pentru alții, să fim uniți într-o singură credință, să ne ținem strâns de această biserică pe care noi o avem, să nu-i dăm cu piciorul, să fim strâns uniți în credință unii cu ceilalți. Construcția bisericii de zid din satul Bohotin, înscrisă în lista monumentelor istorice, a început în 1830 din inițiativa boierului Constantin Sturza, iar în anul 1842 a fost finalizată.